Locuitorii din Iași se pot bucura de un sistem crescut de siguranță datorită eforturilor susținute ale Poliției Române în rezolvarea tot mai multor cazuri din zonă. Cu o prezență continuă, forțele de ordine lucrează să îmbunătățească securitatea în comunitatea locală. În ultimii ani, Poliția din Iași a pus accent pe consolidarea colaborării cu cetățenii și pe răspunsul rapid la cerințele comunității. Această apropiere a adus rezultate vizibile în rezolvarea cazurilor penale. Primele luni ale anului 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași au soluționat aproximativ 7400 de dosare din toată gama de infracțiuni care sunt în competența Poliției Române. Ne axăm în principal pe măsurile de prevenire, însemnând patrularea în zona publică. Desfășurăm campanii de prevenire împreună cu alte instituții ale statului român, cu ONG-uri, pentru a reuși să asigurăm siguranța cetățeanului, securitatea cetățeanului pe raza municipiului. Statisticile arată o scădere semnificativă a infracțiunilor. Aproximativ 7400 de cazuri au fost soluționate pe raza municipiului Iași, fiind în creștere față de anul 2022. De asemenea, poliția a intensificat eforturile de prevenire a infracțiunilor. Cu ajutorul tehnologiei moderne și a cooperării cu alte agenții de aplicare a legii, s-a reușit identificarea și arestarea infractorilor periculoși. Incidente se întâmplă în toate domeniile din competența Poliției Române, se înregistrează infracțiuni contra persoanei. În aceste primele 7 luni ale anului 2023 sunt aproximativ 2200 de infracțiuni contra persoanei înregistrate, începând de la omor până la loviri, amenințări și așa mai departe. De asemenea, sunt înregistrate în jur de 2500 de infracțiuni contra patrimoniului, reprezentând furt, tâlhărie, înșelăciune, distrugere. Prin aceste campanii de prevenire, Poliția Română încearcă să determine persoanele care pot fi victime ale unor infracțiuni să nu devină victime ale infracțiunilor, prin luarea măsurilor proprii de protejare. În ceea ce privește analizele efectuate la nivelul Poliției Române, există un element care se numește situație operativă. Situația operativă este determinată de întinderea unui teritoriu, de populația existentă pe acel teritoriu. Având în vedere că Iașul este cam cel mai mare oraș după București din țară, este evident că și situația operativă este destul de ridicată. Pentru informații suplimentare și pentru a raporta orice activitate suspectă, cetățenii sunt încurajați să contacteze linia de urgență 112 sau să interacționeze cu poliția prin mijloacele online puse la dispoziție.